Pompierii de la detașamentul de pompieri Curtea de Arge și-au fost anunțați că un animal a căzut într-o râpă. Aceștia s-au deplasat prin pădure până la locul intervenției, unde au găsit o bovină blocată cu picioarele din spate într-o groapă formată pe un mal la baza unei buturi. Din cauza imposibilității de acces cu camionul, salvatorii militari au fost nevoiți să acționeze cu chingi pentru a extrage în siguranță animalul. La această operațiune, pompierii au mai fost ajutați și de alți doi bărbați. Bovina a fost astfel salvată și redată proprietarului.